Însă trebuie să o ducem mai departe. Trebuie să o ducem mai departe și să o ținem în viață, să o predăm generațiilor care vor veni din urmă, da? Și mă gândesc la acel celebru citat de la Piața Leu, de pe Monumentul Eroilor, Cătăline, care scrie: să știți, generații ce veniți din urmă, că noi suntem cei care am făcut sacrificiu suprem pentru libertatea țării, pentru întregirea neamului. Despre asta e vorba și aici. Să știe generațiile care vin din urmă că le lăsăm o moștenire curată și demnă și să spunem cu mândrie: noi am fost acei nebuni care nu am cedat și care am strigat în gura mare: Dinamo nu moare. Și împreună salvăm Dinamo. Despre asta e vorba și asta mi-aș dori să înțeleagă fiecare dintre suporterii dinamoviști, pentru că stând deoparte și stând degeaba nu se rezolvă nimic. Numai uniți putem învinge. Deja devine clișeic, dar este o realitate și am demonstrat-o.